În noaptea de 14 spre 15 decembrie 1467 a avut loc celebra bătălie de la Baia, în care oastea Moldovei, a lui Ștefan cel Mare, a învins armatele maghiare conduse de regele Matei Corvin, care invadaseră Moldova. Un eveniment cu atâta însemnătate nu putea fi trecut neobservat, prin urmare, Consiliul Local și Primăria Baia au organizat o serie de manifestări cu caracter cultural, istoric, religios și militar. Dragi invitați, vă urez bun venit la acest eveniment cultural, militar și religios pentru veșnica aducere aminte a luptei de la Baia din noaptea de 14-15 decembrie 1467. Luptă dintre Ștefan cel Mare și Matei Corvin. Când au căzut mii de oștei din cele două tabere, dar și mulți localnici, negustori, nevinovați, iar lupta încheiată prin victoria domnului Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt. Aș spune și eu câteva cuvinte, dar puține, pentru că avem invitați care au venit astăzi la noi și bineînțeles că Baia cu brațele deschise primește întotdeauna cu mare drag și are un suflet sensibil de român adevărat. Și aș spune că Baia este una dintre cele mai vechi așezări din nordul Moldovei. Este atestată documentar din secolul XIV, iar urmele de vețuire pe aceste locuri sunt însă mult mai vechi, încă din epoca bronzului și paleoliticului. Iar ultima descoperire importantă arată că la Baia există o așezare umană foarte importantă. Suntem urmași unor trăitori de pe acest pământ și avem o mare obligație față de istoria acestei așezări. Din anul 2017, an de an, ne adunăm cu toții pentru a ne aduce aminte și pentru a pomeni pe toți cei căzuți în cumplita luptă pentru apărarea independenței Moldovei. De aceea și în acest an suntem aici ca să transmitem din cunoașterea noastră către cei care vor să cunoască o mică parte din istoria Băii, care e prima capitală a Moldovei. După opinia unor cercetători, Baia a fost capitala Moldovei aproape două decenii, timp în care în jurul său a gravitat însă istoria Moldovei. După lupta de la Baia, din 14-15 decembrie 1467, Ștefan cel Mare ridică aici o biserică, un monument istoric, cu prima mână Biserica Albă, astăzi Sfântul Gheorghe, în urma victoriei asupra regelui Ungariei, Matia Corvin. Îi se spune Biserica Albă, fiindcă nu a fost îmbrăvită niciodată până în anul 2008. Când biserica îmbracă o haină nouă. Manifestările au debutat la Căminul Cultural din localitate, unde elevii au pus în scenă celebra luptă într-o interpretare extraordinară, dovedind că sunt urmași demne lui Ștefan cel Mare. Localnicii au marcat cei 555 de ani de la bătălie, recreând atmosfera de odinioară. Porțile frumos împodobite au constituit o expoziție vie a comunei, sătenii servind străjerii cu tot felul de bunătăți. Invitații au avut ocazia să viziteze expoziția Istoria medievală a Băii, realizată de Muzeul Național al Bucovinei, cât și expoziția de arme și tehnici de luptă medievală. Strada Ștefan cel Mare, de la Primăria Baia și până la Biserica Albă, a devenit târgul viu din Baia medievală. Elevii Școlii Militare de Jandarmi Petru Urareș din Fălticeni au defilat în fața oficialităților venite la Baia să marcheze 555 de
ani de la celebra bătălie. La acest moment solemn a participat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Barbă, subprefecții Florin Sinescu și Cristian Șologon, primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, primarul comunei Cornul Lungii, Gheorghe Fron, și primarul comunei Slatina, Vlăduț German. Festivitatea a continuat cu o depunere de coroane de flori la monumentul închinat eroilor căzuți în lupta de la Baia. Când a fost să moară Ștefan, multă jale a fost în țară și la patul său de moarte toți boierii s-adunară. Și la patul său de moarte toți boierii s-adunară. Gundan când prinde șale, Ștefan Bodă al Moldovei, Ștefan Bodă nu mai este. Ștefan Bodă al Moldovei, Ștefan Bodă nu mai este. Plânge dealul, plânge valea, plâng pădurile bătrâne și și de veți vedea că vine vreun dușman nesăbuit, să strigați atunci la mine joi, să riși din mormânt. Să strigați atunci la mine joi, să riși din mormânt. Toți copiii români la manifestație generalul Ion Burlui, președintele Asociației Cultul Eroilor, a adresat câteva cuvinte prin care a spus despre importanța cunoașterii istoriei țării noastre și a cunoașterii originilor. Unim trei condiții cumulative. Să vrem, să știm și să putem. Și am spus să vrem pentru că este prima condiție ca să faci ceva de un primul să vrei. Și în Ștefan cel Mare, așa cum de altfel de ce spunea și domnul Turec Sinescu, a vrut prin orice mijloace să obțină independența, să mențină independența țării și a unit independența țării și a poporului de ortodoxie, de credință. O spun fără a spune vorbe mari, dar vedeți, uitați-vă în stânga și în dreapta, uitați-vă în Occident unde bisericile sunt orice altceva în afară de biserici. În momentul în care îți pierzi credința, nu mai ai putere de a aspira la viitor. Haideți să ne uităm, să stăm strâns, să judecăm drepți, să vedem ceea ce este important pentru noi. Și cred că e important să dăm un mesaj pozitiv noi cei adulți către copiii care sunt aici, ca la 650 de ani, să aibă cine să comemoreze lupta lui Ștefan cel Mare. Subprefectul Florin Sinescu a ținut să precizeze faptul că actuala clasă politică ar avea multe de învățat din diplomația lui Ștefan cel Mare.
Despre Ștefan cel Mare se pot spune foarte multe lucruri și am auzit cu toții faptele sale de vitejie, capacitatea sa de organizare a războiului, a luptelor. Dar ce ne demonstrează Ștefan cel Mare și Sfânt după acest an 1467, după această luptă de la Baia, că în 7 ani și o lună, mai exact până în 1475, în 10 ianuarie, când a avut loc lupta de la Vaslui, a reușit să și-l apropie pe regele Matei Corvin și de asemenea să-l aducă alături pe regele Poloniei. Au găsit acel numitor comun, a folosit această zonă de diplomație pentru a vorbi despre creștinism și în această zonă. Astfel încât, în 10 ianuarie 1475, alături de armata Moldovei, sub comanda voivodului Ștefan cel Mare și Sfânt, au luptat ungurii lui Matei Corvin și Polonii. Ce ne arată acest lucru? Că a avut această capacitate diplomatică de a se apropia de cele două mari puteri și de a obține acest lucru, independența și suveranitatea Moldovei și a ortodoxiei în aceste meleaguri. Doamnă primar, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc tuturor și sunt 555 de ani, sunt convins că ne vom vedea la evenimentele următoare, peste ani, și este important să ne aducem aminte de Ștefan cel Mare și Sfânt ca războinic, ca strateg militar, dar încă o dată spun ca un diplomat, pentru că a reușit să obțină ce, iată, astăzi, din păcate, actuala clasă politică nu a obținut. După aceste momente solemne, un sobor de preoți a oficiat slujba vecerniei pentru pomenirea voievodului Ștefan cel Mare și a răzeșilor căzuți în lupta de la Baia, în frunte cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul. Momentul culminant al evenimentului a fost reconstituirea luptei de la Baia, scenele bătăliei fiind pregătite și desfășurate de străjerii cetății Neamțului. Din Suceava când el s-a